Astăzi am avut în primul rând în cursul dimineții o rundă de consultări cu conducerea PSD-ului și în fața situației create, adică o situație inedită în care un prim-ministru care și-a pierdut sprijinul politic, evident, se agață de funcție și, după cum vedeți, încearcă diferite soluții pentru a rămâne în fruntea guvernului, fără sprijinul politic al partidelor care asigură majoritatea în Parlament. Acest lucru este, aș spune, de cartea recordurilor. La noi, după cum vedeți, asistăm la niște elemente de circ, aș spune, reprobabil, din partea unui om care a ajuns prim-ministru acolo nu prin propriile merite, ci pentru că a fost desemnat de coaliția majoritară din Parlament și în acest moment sigur că ar fi fost normal să înțeleagă că nu există decât o soluție politică, nemai vorbind de cea constituțională, de a-și depune mandatul.